Peste 200 de gospodării și locuințe din localitatea Dâmbovițeană Dărmănești au fost inundate după o ploaie torențială ce a durat mai bine de o oră. Drumul național 72 Târgoviște-Ploiești a fost și el inundat în mai multe locuri, iar 4 persoane au fost evacuate din locuință. Are apa? Păi dacă la mine, că e diferență de nivel. E până la casă? Da, da. N-a intrat încă? N-a intrat până la casă. Casă păziți, e? Casă păziți. Să vă dacă ești pe spate de casă. Am înțeles. Să vă dar dacă par pe vizioare. Par pe nu, aici, pe partea asta, pe unde aici. Aici a început să intre și aici, în partea asta. Aici se infiltrează pe sub perete. Acolo, în partea acolo a intrat, nu se poate. În unele zone, apa depășea un metru și oamenii spun că nu au văzut o asemenea viitură. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns în zonă și imediat, cum apele se vor retrage, vor începe să scoată apa din fântâni și beciuri. Apa de pe câmpuri s-a transformat într-o adevărată gârlă pe ulițele satului, ajungând în case, curți și anexe. De frică, oamenii au mutat animale, iar toată noaptea au dat apa afară din case. A intrat în casă, ne-a... A intrat și în casă. Da. Dar de unde vine apa asta? După câmp. După câmp vine? Da. E prima dată, am mai fost vreodată aici? Am mai fost, dar nu așa mare. Nu așa. E prima oară. Am... Prima oară de... Am 4, am 50 de ani, dar nu... De când mă știu, n-a fost atât de mare. N-a fost atât de mare. Toată curtea până grădină este apă la... Porci, a intrat apă, a mutat porci de acolo, pe magazie, în fântână. L-ați mutat? Fântână i-au zis cum curge apa mea. N-avem cum să mai folosim acum. De seară stăm, uite, în alertă, așa. Animalele. Dar că da, avem, uite, ne-a luat un porc, l-am mutat cu altul, într-un alt coteț. Ne-am luat, uite, am mutat acolo. Ați mai văzut așa ceva? N-am văzut așa ceva, nu. N-am mai avut odată, dar era doar până aceea, așa ceva n-am întâlnit până acum. Pompierii au evacuat o familie rămasă în podul casei pentru că în unele zone apa depășea un metru. A ploilor abundente care au avut loc în, după amiaza zilei, în comuna Dărmănești, sunt mai multe gospodării inundate. Momentan se monitorizează situația, sunt toate utilajele pe poziție, cum se trage apa, să intervenim, să ajutăm populația. S-au evacuat din case 4 persoane care erau sus în pod. Se poate vorbi de câteva sute de gospodării? Aproximativ. Peste 100 de gospodării, sunt sigur, pe unde trece apa ca un pârâu. De unde vine această apă? Această apă vine din câmp de sus, dinspre mărginenii de jos. Inundat a fost și drumul național 72 Târgoviște-Ploiești, o stație PECO, dar și mai multe gospodării din Târgoviște, Moren și Titu. Meteorologii spun că precipitațiile căzute au depășit 50 de litri pe metru pătrat.